Bună ziua, dragilor! Astăzi vom discuta despre parcurile naționale și parcurile naturale din țara noastră. Mai întâi, haideți să aflăm ce reprezintă acestea și ce importanță au. Parcurile naționale și naturale includ unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din România. Varietatea altitudinală, climatică și de sol determină o largă paletă de habitate, de la păduri montane la cele aluviale, de la pajiște alpine și subalpine la cele de stepă și silvostepă. Parcurile naționale sunt ariile naturale protejate, ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice. La nivel național au fost desemnate un număr de 13 parcuri naționale care acoperă o suprafață de circa 317.000 de hectare. Dintre acestea, 12 parcuri naționale se află în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, acestea fiind Munții Măcinului, Călimani, Munții Rodnei, Piatra Craiului, Cozia, Buila Vânturarița, Defileul Jiului, Retezat, Domogled Valea Cernei, Semenic Cheile Carașului și Cheile Nerei Beușnița. Singurul parc național care nu se află sub administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva este Parcul Național Ceahlău. Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate, ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea activităților umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. Parcurile naturale desemnate în România sunt un număr de 14 și cumulează o suprafață de circa 565.000 de hectare. Dintre acestea, 10 se află în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, acestea fiind Balta Mică a Brăilei, Comana, Putna Vrancea, Vânători Neamț, Bucegi, Munții Maramureșului, Grădiștea Muncelului, Apuseni, Porțile de Fier și Lunca Mureșului. Cele care nu se află sub administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva sunt Cefa în vestul țării, Geoparcul Platoul Mehedinți, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Defileul Mureșului Superior, Văcărești și Lunca Joasă a Prutului Inferior. Probabil că vă întrebați, de ce nu se regăsește și Delta Dunării pe lista parcurilor naturale sau naționale? Ei bine, pentru că aceasta are un alt regim de protecție și conservare. Delta Dunării este rezervația biosferei. Rezervațiile biosferei sunt acele arii naturale protejate, ale căror scopuri sunt protecția și conservarea unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice. Rezervațiile biosferei se întind pe suprafețe mari și cuprind un complex de ecosisteme terestre și sau acvatice, lacuri și cursuri de apă, zone umede cu comunități biocenotice, floristice și faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradițională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influența omului și care pot fi readuse la starea naturală. Comunități umane a căror existență este bazată pe valorificarea resurselor naturale,
pe principiul dezvoltării durabile și armonioase. Acum vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Alegeți un parc natural sau național din lista prezentată în acest video. Documentați-vă din diverse surse, cum ar fi cărți, reviste, articole științifice de pe internet și realizați un poster al acestuia. Scanați codul QR din partea inferioară a ecranului pentru a accesa broșura de prezentare a parcurilor naționale și naturale din țara noastră, administrate de Regia Națională a Pădurilor, RomSilva. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes!